În anul 1892, un document prețios legat de școala din Chișoda a fost sigilat cu grijă într-o capsula timpului. Manuscrisul scris cu cerneală neagră pe hârtie prelucrată mecanic avea să devină un martor tăcut al unei epoci apuse, păstrat în siguranță pentru a fi redescoperit după mai bine de un secol. Capsula, un cilindru modest din sticlă, și-a petrecut existența ascunsă de ochii curioșilor, așteptând să-și îndeplinească misiunea. Timpul a trecut, regimuri politice s-au schimbat, iar oamenii care au creat această capsulă nu mai sunt printre noi, însă mesajul lor sigilat în această sticlă, a rămas intact, gata să ne vorbească din trecut. După o restaurare minuțioasă și investigații fizico-chimice, o capsulă și documentul ei valoros sunt expuse în cadrul expoziției Patrimonium 2022-2023 la Muzeul Național al Banatului. Capsula aceasta nu este doar un recipient de sticlă, este o punte între generații, un mesaj despre importanța păstrării memoriei colective. Capsula este expusă în mansarda B2 a bastionului Maria Terezia și poate fi admirată de miercuri până duminică între orele 10-18.